Pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, suntem împreună cu domnul Radu Rei, președintele Forumului Montan din România. Domnule profesor, ați avut o expunere extrem de emoționantă aici la forum. Ne-ați prezentat tot ceea ce înseamnă începuturile dumneavoastră în acest proiect, care vine de undeva de dincolo de 90 și iată cât de actuală a fost, cât de actuală este activitatea dumneavoastră dedicată zonei montane. Vă rugăm să detaliați cât de important este acest proiect pentru cele 16 comune de aici din județul Bacău. Este la fel de important ca și peste cele 658 de localități din zona montană a României. Pentru prima dată avem acum o șansă foarte clară, pentru că muntele nu poate concura la productivitate și la producție la hectar cu câmpia, este limpede, aici restricțiile sunt mult mai mari, dar eforturile sunt de asemenea foarte mari. O singură șansă există, calitatea produsului montan, pentru că poliflora montană, condițiile de aer curat, de apă curată, condițiile de creștere a animalelor în sistem extensiv, adică animalele se mișcă, transpiră, elimină toxinele, apoi condițiile care țin de, deci întregul ansamblu de mediu, de la calitatea apei până la calitatea deci a furajului iarna și vara, așa dau un produs unic. Acest lucru nu a fost sesizat nici măcar în Europa. Când am fost vicepreședinte a organizației Euromontana a munților, eu am indus, atunci nu știam că e prima dată, pentru că în Europa au circulat ideea produsului organic, ideea produsului ecologic, ideea produsului mai nou tradițional, dar nu se gândise nimeni la produsul montan. Eu am indus în Euromontana această idee, după care a prins următorii președinți care au urmat și care după 8 ani de zile s-au tot succedat, au mers mai departe, s-a făcut presiune la Comisia Europeană și face, cum să vă spun eu, întâmplarea, destinul face ca alt român, domnule, să o bată în cuie, adică să scoată regulamentul pe care îl avem acum la dispoziție obligatoriu pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Dacă pentru Europa de vest, problema este o nouă oportunitate, pentru că ei sunt cu lucrurile terminate, adică ei, grajdurile sunt modernizate, mecanizarea există, rasele sunt la locul lor, școala, ei sunt a treia generație de absolvenți de școli profesionale pentru specificul montan, vă dați seama, noi încă nu avem o școală pentru specificul montan în țară, nici la această oră. Deci, e o distanță foarte mare și foarte greu de recuperat. Toate vor trebui făcute. Deci e problemă de perspectivă, mai ales pentru generațiile tinere, că perspectiva mea de acum sigur că începe să pălească. Ei bine, aceasta este singura șansă a muntelui ca să ieșim din capcană și acum avem actul legislativ. Acum noi am reușit cu Agenția Zonei Montane și cu conducerea Ministerului Agriculturii să putem să scoatem deja, să oficializăm prin hotărâre de guvern legislație națională care vine prin transfer de legislație europeană la noi, așa și în curând o să se poată pune pe produsele montane veritabile etichetă de produs montan. Este un mecanism întreg care se pune la punct acum cu Ministerul Agriculturii și cu Agenția Zone Montane. Dar problema capitală este că ne găsim într-o situație paradoxală a unei scăderi dramatice a efectivelor de bovine și a efectivelor de ovine și mai dramatică în mica gospodărie. Nu mai stăm să analizăm acum cauzele, ele sunt lucruri trecute, trebuie să le îndreptăm. Fundamental este îngrășământul organic, pentru că produsul montan înseamnă zero chimizare, produsul montan înseamnă apă curată, înseamnă aer curat, înseamnă animale în mișcare, înseamnă transpirație, eliminare de toxine, nu? Așa? Și înseamnă mai înseamnă ales... Înseamnă și un mediu mai curat? Nu numai, dar înseamnă mai ales valoarea considerabilă a acestei poliflore montane, în care fiecare plânticică își ia până la un punct din sol ca și celelalte, dar după aia începe o diferențiere. Păi într-un fel vine trifoiul, într-un fel vine ghizdeiul, într-un fel vine dactilum, fleum sau într-un fel vine, eu știu, păpădia, ca plantă medicinală, nu? Așa. Și atunci mozaicul ăsta care concură în final, trecând prin formidabila bucătărie a rumegătoarelor, mă refer aici la bovine și la ovine și caprine, desigur, așa, dă un produs unic, care nu mai poate fi făcut de nimeni. Asta e șansa muntelui, vedeți?
Și am avut această idee, domnule, care vine așa, câte o idee, câte o dată nemaipomenită, și am avut-o acum 40 de ani, în urmă, de atunci lupt pentru ea. Ei bine, și acum începem să mergem, să o punem în practică. Problema fundamentală e alta. Valoarea adăugată care s-ar obține pentru un preț superior, pentru că bani sănătate, bani sănătate casa omului, nu? Eu cred că orice om cu mintea întreagă e dispus să plătească un preț un pic mai bun. Deci din prețul ăsta trebuie să ajutăm elementul fundamental, fermierul care ne face laptele și carnea. El este factorul nostru principal. Restul suntem intermediari. Ca să poți să facă să se întoarcă valoarea adăugată înapoi la fermier, nu-l putem face prin sistemul capitalist actual, pentru că capitalismul are o singură regulă. Profit, profit, profit. Restul prea puțin îl interesează. Și atunci trebuie să intrăm pe sistemul ultra-european, așa, a sistemului cooperatist. De ce? Pentru că acolo nu mai există patroni, nu mai există așa, și după ce s-a vândut produsul, banii se întorc înapoi și pot să fie repartizați funcție de cantitatea de materie primă, lapte sau carne, pe care l-a produs producătorul direct. Sigur că o parte rămâne adunarea generală pentru dezvoltare, nu? Așa, o parte mai mică, dar majoritatea fondurilor care se pot... Ei, pentru asta trebuie o mare organizare, să știți, foarte mare organizare. Ne trebuie întâi și întâi... Mai precis vă referiți la cele 16, venim concret în județul Bacău, la cele 16 UAT-uri de aici din județul Bacău. Deci, prin unirea forțelor acestor comune pe acest proiect, dumneavoastră apreciați că rezultatele vor veni. Eu vă spun viziunea mea, așa, după și încercând zile și nopți să găsesc și altă soluție, l-am mai găsit. Și viziunea mea nu e nicio noutate. Europa așa funcționează. În cea mai mare parte, italienii, francezii, danezii, norvegienii, elvețienii, toată lumea așa funcționează de multă vreme. Și anume, cooperativa în comună creează o cooperativă, da? Ea principala sa activitate este colectarea materiilor prime, da? Și asigurarea refrigerării și asigurarea calității. Dar după care, când se pune problema la transformare, ca să faci brânzeturi tari, să poți să mergi la distanțe lungi, ca să poți să faci transformarea cărnii și altele, asta nu mai poți face decât cu costuri prea mari ca să suporte o comună. Și nici n-ar fi la nivel național, nu văd, avem 658 de localități, dacă de unde bani ca să facem noi industrie în 658, nu vom avea. Atunci există altă formulă care Europa practică. La nivel de comune care fac parte dintr-un areal mai apropiat, noi am spus frumos eco-arii montane, așa, și care sunt și au aceleași, cam aceleași tradiții, aceleași condiții de punct de vedere climatologic, și atunci acolo faci ce? Asocierea lor într-un sistem intercooperatist. La nivelul ăsta de asociere intercooperatistă, aici vii cu investiție, sprijiniți, își faci fabrică de brânzeturi, faci abatorașul și faci fabrică de produse vegetale, câte se pot face de produse vegetale de munte, n-avem imaginații. Extraordinar. Am fost în cantonul Valea, în Elveția, aveau 30 de sortimente pe care scria interzis la export. Nu știam de ce. Râdeau de bine, de unde vine din România, zice, aha, zice, domnule, sunt prea bune ca să le dăm la alții. Vedeți filozofie, ce diferită. Și atunci, aceasta este ideea principală, ca noi să scoatem produsul montan din depozitul, colectând materiile prime de la cele 12 sau 16 localități cât aveți aici. 16. Deci, eu nu văd altă soluție. Adică asta înseamnă, știi ceva? Cooperativă de gradul 2. Abia dacă ajungem la cooperativă de gradul 2, din depozitul ei vom putea să vindem produs montan și la Washington. Ăsta e viitorul care le văd eu pentru Munții Carpați, dar trebuie un mare efort de organizare și o drăzenie foarte mare la guvernele și politicienii care vor veni. Iată, sunt foarte multe argumente pe care dumneavoastră le aduceți în favoarea micii producții, a producției montane de produse pe baza unor rețete și a unor obiceiuri, a unor tradiții vechi, nu? Pe bază fundamentală a îngrășământelor organice, chimizare zero. Și în primul rând chimizarea, da? Asta... Care nu mai există. Gândiți-vă dumneavoastră acum, auzim la televiziune peste tot, și în vest, și în est, și la noi, domnule, la câte noxe suntem supuși în alimentație, da? Așa, prin ceea ce se consumă, la câtă chimizare există. Și deodată vine un produs de nișă, mai mic, mai puțin, nu așa de mare ca celălalt, așa, și care spune, eu îl fac mai greu, dar o calitate pe care o să bag sănătate în casă, dumneavoastră. Acum, orice om, zic eu, care are un pic de posibilitate, adică iarăși un consumator mai de nișă, așa, se va gândi, domnule, păi ăsta e un produs cu care eu îmi asigur sănătatea familiei, domn. Cred că piața nu va fi o problemă.
iar pe plan extern trebuie să avem volum suficient ca să ieșim pe plan extern. Eu vă spun așa, că putem să alimentăm Casa Albă cu produsele noastre românești. Asta trebuie să devină România, o putere a produselor montane de înaltă calitate. Domnule profesor, noi vă mulțumim, desigur, telespectatorii noștri vor asculta și întreaga dumneavoastră expunere și vor viziona la Exclusiv TV tot ceea ce a spus. Desigur, am discutat și cu câțiva primari care au fost prezenți aici și au fost încântați de tot ceea ce ne-ați spus nouă astăzi. Desigur, este foarte important să știm că este un început. Deocamdată filiala de aici din județul Bacău face primii pași, dar din câte am văzut, reacția este pozitivă. La dumneavoastră va fi mai ușor și vă spun de ce. Aveți două lucruri de mare avantaj. Un oraș mare în apropierea zonei de munte, care este locul de desfacere. Pentru că aici vor putea să vină fermieri individuali care își vor respecta condițiile care sunt și vor putea să-și vândă produsul găsindu-și piață și singuri până la toată urma. Vor fi număr restrâns. Nu pot. Ei, dar sunteți numai 16 localități. Păi să știți că sunteți dintre județele mici. Și atunci vă spun eu, aveți șansă mare din această cauză. Pentru că între dumneavoastră și Iași, iarăși nu-i departe, iarăși un oraș de câmpie care nu le are, produsele astea, nu? Așa? Și Bacău, care le aveți în coastă aici. Deci eu, fără să mă declar acum a toate știutor, că va depinde, totul va depinde de energia, de seriozitatea și de claritatea modului de acțiune a celor de aici. Nu din altă parte. Noi putem, ce să mai fac eu la vârsta mea? Pot să dau niște sfaturi bune, niște idei bune, vreo informație bună și să mai încurajăm din când în când, poate cu prezența noastră sau făcând niște cursuri pentru cei care se vor ocupa de problemă. În rest e o problemă de organizare. Și vreau să vă spun că sunt oameni de afaceri care pot să se gândească ei cu minte de om de afaceri ca să poată să pună în funcțiune această industrie. Că devine o industrie. Nu-i spunem industrie, că nu sună bine, știți? Așa, pentru că va fi exact, să spunem așa, maximum care îl putem avea pe pământ ca și valoare nutritivă, biologică și asigurător de sănătate pentru noi, pentru copiii noștri, pentru generații viitoare. Și genetic, populația de la munte, care se hrănește în mare parte cu produsele pe care le produce, care sunt cele care, la care noi n-am umblat la natura lor, așa, dar putea ca în viitor, într-un viitor foarte îndepărtat, să aibă valoare, pentru că dacă ar apărea fenomene agresive, fenomene cu consecințe prea mari, cel puțin în țara aceasta noastră, care ne avem întreagă și cât o va exista pe pământ, așa să putem să avem o populație sănătoasă, de unde să ne putem și regenera ca popor. Deci, iată, dragi prieteni, un proiect deosebit, un proiect care, desigur, va stârni interes pentru toată lumea. În acest proiect au venit atât administrațiile locale, dar au fost astăzi aici la Forumul Montan din România, aici la Dărmănești, la Cabana Șoimu, și reprezentanții ai Consiliului Județean. Au fost domnul Ailenei, subprefect, au fost domnul vicepreședinte. Dar, încă o dată, toate lucrurile converg către un proiect extraordinar care ne va face poate și mai prosper pe cei din zona montană, dar și mai sănătoși. Până data viitoare, Eugen Ungureanu vă transmite toate cele bune și, domnule profesor, vă felicit încă o dată și vom difuza integral prezentarea dumneavoastră de astăzi. Salut toată zona de munte a județului Bacău și județul Bacău, care a luat această inițiativă. Am fost uimit, m-au vizitat o delegație întreagă la Vatra Dorne, fără să-i caut eu, foarte semnificativ. Așa? Și iată că am găsit aici o atmosferă cât se poate de constructivă, adică un prim pas care trebuie făcut. Mai departe, muncă și gândire și, cum să vă spun eu, că drumul spre iad poate fi presărat cu bune intenții. Ei, să nu facem, să lăsăm drumul ăsta și să luăm pe cel spre rai. Da, până la urmă totul se leagă de natură, de ceea ce avem noi ca valoare aici, zona montană, avem o țară frumoasă și sunt convins că vor fi proiecte nu numai pe zona de munte, sunt convins că din acest exemplu vor învăța și alții și se va extrapola probabil și pentru țăranii din zona de câmpie. Dar? O să rămâneți uimit că eu sunt legat de județul Bacău prin ceva, așa, și anume... 7 din membrii familiei mele, inclusiv bunica, așa, sunt în somnul de veci în cimitirul din Bacău.
Da, iată, județul Bacău reușește de fiecare dată să ne aducă împreună, mai ales că astăzi, într-adevăr, e un câștig pentru toată lumea. Am informat și, desigur, și prin intermediul nostru, mesajul dumneavoastră și al echipei care a organizat acest forum va ajunge. De asemenea, salutăm românii din străinătate cu care noi avem o legătură foarte strânsă și le spunem că poate prin aceste proiecte vom reuși să-i convingem să vină acasă, pentru că e frumos și e sănătos să trăiești în România. Vă Dacă mulțumim va fi foarte prețul mult. Prețul mai bun la lapte și la carne, să știți că apare șansa. Vă mulțumim, domnule profesor, multă sănătate și toate cele bune. Mulțumesc de asemenea.